Mă numesc Anton Ciprian, sunt din Sfântul Gheorghe, am 39 de ani și practic tenis de câmp de 9 ani. În 2003 lucram pe acoperișul unei hale, s-a spart acel acoperiș, am căzut de la aproximativ 7 metri, exact pe spate. Accident soldat cu lezarea gravă a coloanei vertebrale. Practic din 2003 utilizez scaun rulant. În primii 2 ani de zile cred că mi-a fost extrem de greu pentru că nu mă regăseam, nu știam exact ce voi face. Nu am suportat ideea să fiu dependent de cineva. Eram instructor într-o tabără, o tabără destinată persoanelor cu diferite tipuri de dizabilitate. Supravegheam scaunele de tenis cât timp ei erau la masă, am luat o rachetă, m-am urcat într-un scaun, mi-a plăcut foarte mult și de atunci joc constant. Cred că nevoia de independență și de a mă autodepăși cumva, asta m-a determinat să merg mai departe. Apoi, în urma rezultatelor sportive pe care le obțineam, primeam aprecieri de la familie, de la prieteni, mă încurajau și cred că m-am hrănit foarte mult timp cu aceste aprecieri. Întotdeauna mi-am dorit să fac mai mult decât pot acum. Îmi doresc, ca fiind un ambasador bun al sportului paralimpic, să atrag cât mai multă lume spre sport. Sunt Ciprian Anton și mă antrenez pentru a rămâne cel mai bun jucător de tenis adaptat din România. Atuul meu este perseverența.